Reprezentativa de minifotbal a Moldovei s-a mulțumit cu o remiză în primul meci de la campionatul european. Echipa antrenată de Dumitru Turcu a încheiat la scor de egalitate duelul cu Serbia. Jucătorii moldoveni și-au păstrat poarta neatinsă până în minutul 22. Atunci, sârbul Serdan Vukaelija și-a trecut numele pe lista marcatorilor grație unei lovituri din interiorul careului. În debutul reprizei secunde, naționala noastră a înscris golul egalizator. Vitalie Plămădeală a ieșit în evidență cu un șut spectaculos de la distanță. Până la sfârșitul întâlnirii, cele două echipe doar s-au jucat cu ocaziile, iar scorul final a rămas de 1-1. Mâine, naționala de minifotbal a Moldovei va da piept cu reprezentativa similară din Cehia, campioana europeană în exercițiu, iar luni se va confrunta cu selecționata Franței. În total, la competiția desfășurată în Slovacia participă 24 de naționale. Turneul a demarat astăzi și va dura până pe 11 iunie.